Noi suntem în urâtul București. Să moară București, ăsta e efectiv, îl urăsc. E prima dată când vin și cu mașina și conduc doar eu și sunt și doar în trafic în București, doar așa, doar... Nu, e prea enervat, nu-mi place. Bine, nu a fost nimic rău, nu sunt prea nimic rău, dar pur și simplu mă stresează pe mine Bucureștiul ăsta. Avem un alt om în spatele camerei, el este Mihai. Salutare. Salutare, a zis Mihai. Data trecută când am fost la București, țineți minte că era doamna aia care m-a primit pe mine să mă spele pe cap și noaptea la nu știu cât, după ce am venit de la shooting ăla cu de aveam cocul făcut de Kitty. Mie tare mult mi-a plăcut de doamna aia și i-am spus că eu când vin în București mă duc să mă spele ea pe cap. Așa că o să mergem acum rapid să mă spele doamna pe cap, că uitați-vă ce fața am, deci sunt terminată astăzi. Avem la 12 de ajuns undeva să povestim cu niște oameni, dar o să vă arătăm și voi cu cine povestim astăzi. Și Șniții e cu noi, dar nu este în mașină, e la Andreea acasă, a fost cu minte, nu știu ce să vă mai zic, mă enervează Bucureștiul ăsta, nu-mi place. Oricât de mult încerc să zic că o să mă mut aici, nu, ioi, nu. Vreau să Bucureștiul ăsta, am lăsat mașina la dracu, efectiv, nu pot parca ca lumea aici, nu sunt locuri de parcare. Am întârziat la covor, nu mai suport. Sunt ruptă în gură de supărată, nu mă spală nimeni pe cap. Am ajuns cu, ce-i drept, cu 20 de minute mai târziu, 6 este adevărat, dar sunt foarte supărată că nu mă spală nimeni pe cap. Dezamăgită. O să văd mai târziu dacă reușesc să vin, dacă nu, I don't know, mereu mai departe. Ne-am întors la mașină ca să vă asigur eu că trebuie să pictez, să nu trebuie să puteți parcare. Nu înțeleg, nu sunt semne, nu-i nimica. Sper doar să nu-mi ridice mașina pe românește. Că rest n-am treabă. Problema e nu că e mașina că mi-o ridică. Problema e că mașina e închiriată și așa mă pustui de cap cu ea. Eu nu mai vin în București 3 luni, 4 luni de zile, 5 luni nu mai vin în București. Mergem la Ruby's acum, ce știe cafenele din București. Pe Victorie știu cafeneaua asta. Să bem un ceai, o cafea, o cafea. Nu știu de ce am zis ceai. Să bem o cafea, să ne întâlnim cu Emma și o să vă povestim acolo mai multe. Am venit să ne întâlnim cu Emma, așa cum v-am zis, să povestim. Nu putem să vă zicem ce povestim, dar ceva de design interior pentru un proiect viitor. Nu știu dacă o să ghicească, vă amintesc, o să ghicească. Dacă vă uitați pe vlog, o să vă dați seama că am mai făcut noi ceva legat de chestia asta la un moment dat, recent. Dar nu știu dacă vă dați seama. Ar trebui să fiți foarte zis să vă dați seama. Nici eu nu m-am prins. Nici tu nu te-ai prins? Nu m-am prins deloc. Nu trebuie să te prindă oamenii. Nu contează. A venit așa cum a zis la Ruby, ne bem cafeluța, ne bucurăm. Doamna asta mâine pleacă în America. Asta se cheamă viață, da? A. Nu, chiar. 2-1. Dar chiar tu când pleci așa, poți să faci, să și lucrezi la timp? Pot, dar nu vreau. Nu vrei? Nu, nu adică vrei. Eu mi-am setat ca măcar în vacanțe să reușesc să mă deconectez. Vorba bine, țin legătura cu toți clienții mei oricând. Asta nu e nicio problemă și înțeleg toate situațiile. Dar nu iau laptopul după mine pentru că îmi compromit vacanța. Și oricum muncim cu toții enorm înainte de orice plecare. Și da, adică pe WhatsApp pot să aloc acel timp, dar pe laptop nu. Trebuie să mă bucur din loc. Și dacă vine un client, până ce am dat 5-10 minute din viața dumneavoastră pe laptop? Nu! Dar nu-l am. Că i-aș da, dar nu-l am. Nu-l avem. Și cel mai bine, ca atunci când, dacă n-ai mâncare în frigider, nu mănânci. Eu așa, vezi că așa fac. Deci cine mă cunoaște, așa fac. Eu nu-mi iau cumpărături numai când filmez. Că dacă am mâncare în frigider, eu mănânc și nu este sănătos, că mănânc noaptea. Un pic periculos. Oricum, vă așteptăm să dați un follow Emei pe Instagram, să vedeți ce design interior frumos face, dar și exterior face. Da. Și exterior și interior. Mie îmi plac astea interioare. Mie da, când pui alea cu before și after, cum le transport, mă duc. Și alea sunt cele mai tari și alea prind întotdeauna la public, pentru că așa, practic așa îi arăt omului ce cum faci. Ai făcut spațiul ăla, nu doar prin tot. Bună ziua și bine v-am găsit la Am băut o cafea și mă simt mult mai bine. Ne-am întâlnit cu Emma, ne-am făcut treaba cu Emma, o să vedeți ce se întâmplă mai departe. Mergem în drumul nostru în viață prin București la o altă întâlnire. Mergem la Ototo, la Andreea Suciu. Avem un call super important, dar nu vă putem zice despre ce e vorba. Ăsta e alt proiect, de asta chiar n-aveți cum să vă dați seama deloc. Să rezolvăm niște chestii mișto. O să și popăm ceva, că e ora 2 și noi n-am mâncat astăzi până acum nimica. Adică eu am mâncat de viață un iaurțel. Tu ce ai mâncat, Mihai? Un ovăz cu proteină. Ovăz cu afine. Figură, ovăz cu pumnea. Ăla de la mâncat așa în 5 minute înainte să cobor la tine. Ăla ai mâncat.
dar l-am mâncat. L-ai mâncat. Uite, și eu ar trebui că mă bate Ovidiu să încerc, m-am gândit, m-am vin la București, îmi fac eu mil prepurile, așa cum zice Ovidiu, nu știu ce. Ovidiu, dacă vezi asta, eu chiar îmi doresc să mănânc sănătos, dar să mor dacă am avut timp să fac și mil prepuri din alea, nu contează, încerc măcar să mănânc sănătos, oricum astăzi ne mișcăm, așa că ardem calorii și nu o să mănânc multe prostii, încerc cel puțin. Și azi e Valentine's Day. Noi muncim de Valentine's Day, da? Voi dacă vă distrați, să vă ajute Dumnezeu. Asta mă îndrăgostiți de muncă. Noi, bună asta, îndrăgostiți de muncă. Iau! Bună ziua! Din traficul din București, este ora 4:11. Între timp, noi am fost de la o Toto, nu mai știu dacă am zis pe vlog. Da. Am fost la un Toto, l-am greșit, norocul nostru, ăsta e norocul nostru. Ne-am dus la alt Toto, nu știam că sunt mai multe, dar nu este asta problemă. Viața e frumoasă, soarele la București, glumim, nu-i frumos. După aceea era full la Toto, ne-am dus la Starbucks, am fost cu Andreea, care Andreea este cu noi acum în spate. Așa, și am avut niște call-uri foarte productive, nu putem să vă spun despre ce, despre chestia aia de nu putem să vă zicem noi, a doua chestie, nu prima. Și acum fugim spre Băneasa, pentru că Șocola a deschis o cafenea, nu cred că au și mâncare aici, cred că e doar cafenea. Și astăzi este ceva six time world champion, ceva din asta care desenează, pictează, face desene de-astea pe cafea. Și nu știu dacă e toată ziua, eu sper să-l mai prindem, e ora 4. Vreau să-l prindem, să-mi fac acolo un desen din artistic pe cafea. Și după aia să beau rapid espresso și plecăm. Dar sunt curioasă și între timp să mâncăm, e ora 4. Și noi am mâncat azi dimineață, eu am mâncat un iaurțel. Mihai a mâncat, ne-a zis că da. Figuri cu... Aveți cu proteina. Aveți cu proteina. Dar ce, tu ți-ai adus proteina cu tine? Da, am venit cu proteina. Uitați-vă ce om organizat. Dedication. Ovi, dacă te uiți la asta, eu nu mai aveam loc în bagaj, nu că nu sunt dedicată. Mergem să și mâncăm. Revenim după 39 de minute când ajungem la Băneasa, de la Șocola, să vedem ce e pe acolo. Mă credeți că mi-e așa de foame? Mi-am comandat acum de la Popeyes, inima mea, și eu am comanda 100. Ce privesc gratis? Nimica. N-ai 100, ai 101. Am 101? Da, eu am 100. Tu ai 100? Nu contează, ce primim gratis? Nimica. Mi-e foame tare, dar mi-am luat un loc de fraie și sandwich și suculeț. Și îmi place că Șocola este chiar la intrare. Închidem camera să nu ne scoată ăștia din Băneasa afară, dar ha, v-am dovedit astăzi că astăzi am filmat aici și nu ne-a oprit nimeni. Probleme aveți? Nu pot să gândesc. De ce nu mâncați Taco Bell? De ce nu mâncați Taco Bell? Taco Bell. De ce? Ca o pernuță plină cu brânzică și roșii și din ești super bună. Gen. Fericirea e pe fața mea când mănânc. Andreea mă întreabă cum mă simt. Eu sunt fericită că mănânc și l-am văzut pe Sorin Bontea random cum. Mi-a găsit la cumpărături și el nu știu ce-a făcut, dar era foarte grept, era așa. Și se uita așa în pământ. Sunt fericită, mi-a luat Andreea și ciuros de la Taco Bell. E fake. Ce? Ce-i fake? Ciuros. E bun! Niciodată să nu spui că nu-i bun ciuros de la Taco Bell. Nu-ți place? Mărănic, o să ne certăm până acasă. Mâncăm, suntem fericiți. Și după aia, cred că mergem spre casă, că m-a dat. Andreea are dreptate, ăștia sunt vechi de 3 zile. Stai. Nu pot să vă explic. Taco Bell, what? Nu știu dacă să mergem să le zicem, să le dea altele. Dar mi-e problemă numai să-mi dea altele. Că astea nu sunt, gen. Și eram super mega excited, gen amândouă din ele. Nu, hai să încercăm să lupem amândouă. Ia. Gen, greu. Nu, din serup, pentru că e tare așa, dar ar trebui să pot să fac așa cu el. Da. Și eu fac... Și nu se întâmplă nimica. Bună seara! Mergem să lăsăm pe Mihai, deci așa cum am zis, acasă facem o oră până acolo. Între timp se așează mâncarea, toate bune. Noi vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Sperăm că ați avut o zi de Valentine's Day plină de dragoste, că multă mâncare. Auzi ceva? Nu știu nici eu. Ne pupășniți de seară. Da, deci acum când ajungem la știință, o să se pișe pe de fericire, deci cam atâta. Sau pe noi. Sau pe noi. No. Și noi cred că maxim mai ieșim la o plimbărică cu șniții, mai rezervăm ce avem de rezervat pe acasă. Oricum a fost o zi foarte productivă, ne-am mișcat bine. Eu mă bucur că din vibe-ul din care am început azi dimineață vlogul ăsta, eu acum sunt mai ok, sunt foarte bine chiar. Deci mă bucur. Sunt calmă, sunt relaxată. Mâine va fi o zi productivă și excepțională. All in all, mulțumim că ați la noi. Nu uitați să dați un like și subscribe, ce mai vreți voi. Sunt Andreea Corb, yesneki.ro. Și Mihai, cum ești pe Instagram?
Mihai Borța Barajos. Mihai Borța Underline. Asta e ca și la Tavi. Octavian Barbu Underline. Și cu Barajos PH dacă vreți contul de foto. Și cu Barajos PH dacă vreți contul de foto. La revedere. Nu știu ce am vrut să zic. Trebuie să fii atent la trafic. Miau!